Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Voi sunt Fernando Bogdan și astăzi fac un nou video. După cum vedeți, afară fulguie foarte încet. Da? Da, pe jos a început să se pună din nou zăpadă. M-am săturat de atâta zăpadă. Aici sunt curcile. Tatele și pe ele. Și curca albastră este prin spate pe acolo. Eu încă n-am început oată, să-mi lăsați în comentarii dacă la voi curcile au început oată. Doar că aceasta, cu aceeași caută, acolo au un cuibar și se urcă într-un cuibar și așează paiele. Da, căile sunt toate înăuntru pentru că e foarte frig. Stați în călțata. Stați, asta este, dar nu se vede prea bine. Aici sunt rațele românești. Familia de 2 plus 1 și rațele leșești, care e un rățuie aici. Unul e acolo și mai sunt încă 7 rațe. Rațele leșești și cu rațele acestea două românești, rațele bătrâne leșești de anul trecut, cu rațele acestea și cu încă două tinere, au început oatul și sunt de vânzare. Voi lăsa în, acolo în descriere mai jos prețul și mai multe informații. Găinile care sunt aici. Da, și pe nașul frumos să recurc aceasta. O ador. Și aceea. Și pe asta. Care țipă în continuu. De dimineața până seara așa face. Merg un pic și la căpriță pentru că am o noutate. Nu mi-au luat căprița încă. Îmi cer scuze dacă mă auziți așa foarte încet, doar că sunt răgușit. Da. Uitați. Doar că, nu știu dacă observați, doar că este mult mai mare cutețul de la ele. Adică înainte era, bine, acolo este încă o placă peste placa de la purcei. Aici erau înainte 3 boxe, uitați, una acolo și una aici, și stâlpul de acolo și aici. E, acum, costele, nu te da cu cornul că se iei. Acum nu, le-am despărțit, sunt decât una, le-am dat și lor mâncare acolo, uitați. E plină ieslea. Costel tot vrea să sară pe Bruna, dar Bruna nu mai stă. Trebuie să le aduc și lor acum boabe că au mâncat. Da, este un video de dimineață. Aveam și la ele și primul lucru care le-am făcut le-am dat lor lucernă și rest n-am mai făcut nimica. Dar și pisica doarme cu ele pentru că e frig. Și mai am aici, nu știu dacă puteți observa, niște găinușe. Bine, mai am încă una ce nu și e aceea mutată mică, au și ele acolo apă. Da. Doar că s-ar putea să pun placa aceea la loc, pentru că o să aduc căprița și mi-e frică să nu o bată. Adică o să aduc căprița zilele acestea, cred. Mai mult ca sigur, sâmbătă mai mult ca sigur. Și o face un videoclip, bineînțeles, doar că mi-e frică să nu o bată sau să o moare țapul iezii. Uitați, toate trec cornele. Vedeți? Stele, ia dă-te așa. I-au mai crescut. Le-am avea decât până la semnul acesta. Da, să te șeți arăt. Le-am avea decât până aici când le-am luat și uitați câte au mai crescut. Dar na, asta este. S-a mai și mărit puțin, așa mi se pare mie. S-a mai înălțat. Este frumos. Da, s-a făcut treabă asta cu Brunica. Acum să vedem, să sperăm că o să și fete. Mi-aș dori foarte mult să fete o ieduță așa bălțată, alb cu negru, alb cu doamne, alb cu roșu. Mă duc acum să le aduc și lor mâncărica aici, boabe. Da. Stați-o foarte mult. Bruna se dă la... Stați să vedeți și cred că ce cap îi dă. Costele, vezi că e partea deschisă și n-am chiar să le arăt după tine iară. Și așa e zăpadă. Da, hai să ieșim de la ele, că nu se mai face cu Costelandru. Care este afurisit. Stați-l. Pentru și întreabă că am văzut în comentarii de ce are cornul acolo tăiat, așa l-am cumpărat de la proprietar. Dacă observați, este chiar în două locuri, dar acela este mai vizibil. Da, s-au dus să mânce. Da, ce frumos. Dar nu se vede cu ninge, pur și simplu nu se vede. Filmare, da, în fine. Uite și cealaltă pisicuță. Pe el îl cheamă Tomiță. Și uitați și pe asta alaltă. Care îl caută pe Tomiță și nu știe unde este. Săraca are zăpadă pe ea. Hai, fetiția, să te duc.
Și că o am deja de asta vară și încă nu i-am pus un nume. Să vedem cum o bag aici. Oare intră pe aici? Stați așa. Să se pună și ea lângă el acolo să doarmă. Da. O bag pe la purcei. Lidia! Stai așa că e și Cosel. Vedea, sunt două plus de mare. Stai și purcei aici, a? Să spun dacă ai ajuns. Nu, e în iesele. Ia, la acolo. Stai purcelașii. Scrofița aceasta este cea mai mare. Aceasta e ghisișor. Hai, cicurii. Cic, 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 cic. Hai, hai copii. Ciocolatată, hai copii, hai. Au și apă acolo. Mâncare. Au cam haladit-o pe tata și să-i aduc. Stai pisica neagră, pleacă. Dar de ce pleci tu? Asta sunt mai pe aici, pe la animalute. Se ține după mine, Tomiță. Tomiță. Nu-ți fie frică. Da. Plecăm mai departe, că mai departe nu știu ce să vă mai arăt. Îmi prea mai am așa de animale. Dar au ăștia fără purcei. Tata, acesta este cel mai mic de care s-a mai reprins și acesta este încă un băiat. Și ea este scofița. Opa! Opa, ia să puțin. S-ar putea să nu se știe. Da. Asta... Stai că n-am... Stai că trebuie să... Vai, Leo! A început să sară pe ea. Și nu e prea bine. Nu, mai vrea să mă trezesc cu purce. Vară puțin și prașul voi îngheia acest declip pentru că mi-au înghețat degetele. De nu mi le mai simt. Stai-ți la ieși pe domnurile iepurile. Care în continuare este de vânzare. Mai pune și pentru el prețul acolo. Este un foarte bun reproducător. Și o culoare foarte frumoasă are. Galben cu cenușiu. Este foarte mingit, este gras, este alt la maturitate. Deja are vârsta de 7-8 luni, nu mă știu exact. Parcă mai am și de clipul trecut. Mulțumesc frumos pentru abonații care s-au abonat recent, să zic așa. Am făcut deja 560 și ceva, aproape 570. Mulțumesc frumos să vă abonați acolo, să facem cât mai repede 1000, să putem face și noi live-uri, pentru că am încercat să fac o dată live, de fapt de două ori, doar că îmi spune acolo că dacă nu am 1000 de abonați, nu pot face live. Eu aș dori foarte mult să fac live, când plec cu căprițele la păscu, când vine, acum e cam zăpadă și nu prea mai e iarbă, dar, na, am vrut să plec cu ele la păscu și așa să fac live și nu m-a lăsat, aveam decât 540-550 și nu m-a lăsat. Da, dacă știi cineva vreun abonat care face și el videoclipuri la rândul lui, poate ajuta cu ceva, gen, că am mai văzut la abonați de mei, care și eu sunt abonat la rândul lor la ei, nu știu exact cum se numește canalul, că a făcut live și nu are decât 300 ceva de abonați sau 400, adică totuși eu mai mult ca el și nu pot face live și nu înțeleg motivul, da. Dacă poate să mă știe cineva să lase acolo în comentarii, eu voi lăsa prețul iepurașului acolo. Da. Și prețul rațelor. Se pot vinde și toate. Haideți că zic direct. Dacă vreți toate rațele, adică în total sunt 12. 2 rățele șești și 7 rațele șești care deja au început pe oată, dar nu toate. Plus încă 2 rațe românești și un rățel românesc. Costă 600 de lei toate. Iar așa pe bucată, 50 de lei rața și 70 de lei rățul. Da. Și prețul iepurașului este de 100 de lei negociabil. Pentru că, na, eu când l-am luat, am dat 40 de lei pe el. Și era foarte mic, adică avea o lună și jumătate. M-am chinuit el prin casă să nu moară și așa. Și nu... Inițial am să-i cumpăr și lui iepurașul, că doar că mi-o place foarte mult carnea de iepure. Chiar am cumpărat un iepure, acum și l-am tăiat un iepure mare.
un ieproi infertil de la un prieten care îl dădea la moto și la diferite proiecte și nu prindeau. Și acum, da, într-un puțin să vă arăt și ratele, cum stă treaba și cu ele. De rațe, da, acum să vreau să scap. Acestea sunt tinere și răul rățui în șes, atât și-a plus păcătate. Uita și nou, de rață. Bă, pe aici am... Acesta cred că este un nou de rață românească. De la acele două negre sunt rațe românești, rățuiul acesta. Și aceasta este, are 2 ani rața, este mama bobocilor cu aceea. Și restul mai am încă și 2 rațe albe, adică aceea și cu aceea și încă 3. Au fost 3 rațe albe, după cum și 3 rațe bălțate, plus ăștia 2 rățoi, același cu acesta. Doar că una albă, da, vreau să, ni se făcuse poftă de o rață. Și nu vreau să tem din roței ca să rămână rațele infertile, așa că am să sacrificăm o rață. Și n-am vrut să sacrific din rațele de acum 2 ani, pentru că acestea se ocheau chiar foarte bine și cu cele române. Și am ales să sacrific o rață tânără. Și da, am sacrificat-o, am zis care vine la mână, pe aia o prins. Și am prins un alb, am sacrificat-o și asta este. Da, vreau să le vând, după cum am zis. Adică, poate, la primăvară, cum mă știți pe mine, puțin... dus cu pluta de fel, o să-mi cumpăr altele. Poate. Poate, nu? Poate o să-mi cumpăr. Aici aș vrea să-mi iau păuni. Vreau să-mi iau păuni, da. Și fazani, dar mai stau să mă mai gândesc dacă bag și fazanii cu păunii. Pentru că deja aici este acoperit și mai ar trebui să mai pun decât aici puțină plasă și n-au pe unde să facă păunii. Au destul loc să-și deschidă și coada. Da, vreau să-mi cumpăr o perche de păuni și câțiva fazani, probabil chiar de la Agrole sau, da, în fine. Da, cam acesta a fost de clipul de astăzi. Eu am fost Bogdan și ne revedem data viitoare. Pa, pa!